am modificat modificarea la imprimantă. Pentru că nu am fost mulțumit de rezultatele piesei printate cu scopul de a reduce zgomotul ventilatorului carcasei imprimantei, am printat un alt model. Un alt motiv a fost faptul că bloca parțial fluxul de aer care ar fi trebuit să intre în carcasă pentru a răci componentele. Modelul găsit și printat se folosește de fenomenul acustic denumit rezonator Helmholtz pentru a reduce zgomotul făcut de ventilator. Însă l-am modificat adăugând în cele 4 colțuri ale modelului 4 magneți cu diametrul de 6 mm și înălțimea de 3 mm. Așa se aude cu piesa instalată și fără.